Ceea ce am spus în primele două părți ale cursului despre principiul al doilea poate fi sintetizat în trei formulări echivalente. Formularea lui Clausius, căldura nu trece de la sine, de la rece la cald. Formularea lui Thomson, într-o transformare ciclică monotermă, o mașină termică nu poate efectua lucru mecanic. Și formularea lui Carnot, randamentul unui ciclu Carnot reversibil depinde numai de temperaturile celor două surse și este mai mare decât randamentul oricărui alt ciclu care lucrează între cele două temperaturi. Dar principiul al doilea mai face ceva. Definește o nouă mărime de stare, așa cum definea și principiul întâi, energia internă. Să vedem despre ce e vorba. După cum știți, randamentul unei mașini termice se calculează cu relația pe care o vedeți, el fiind lucrul mecanic pe care îl produce mașina, iar QP, căldura primită. Dar principiul al doilea ne arată că o mașină termică poate funcționa doar în contact cu două termostate, cu două surse, ceea ce înseamnă că lucrul mecanic pe care îl efectuează este egal cu diferența dintre căldura primită și căldura cedată. Așa că randamentul se poate scrie cu formula 1 minus căldura cedată supra căldura primită. Un ciclu Carnot are randamentul dat de formula pe care o cunoașteți și din aceste ultime două relații rezultă proporția QP supra T1 egal cu QC supra T2. Dar în ciclul Carnot, mașina termică primește căldură doar în transformarea izotermă 1-2 și cedează căldură doar în transformarea izotermă 3-4. Așa că putem aplica această egalitate pentru întreg ciclul, presupunând că raportul din stânga semnului egal se referă la transformările de la 1 la 3, iar partea din dreapta la transformările de la 3 la 1. Și atunci putem presupune că raportul Q supra T se referă la variația unei mărimi de stare pe care Clausius a numit-o entropie și a notat-o cu S în cinstea lui Sadiq Carnot. Așa că avem relația delta S egal cu Q supra T care ne permite să calculăm variația de entropie într-o transformare izotermă. Relația ne mai arată că unitatea de măsură pentru entropie în sistemul internațional este joule pe Kelvin. Boltzmann și Planck au arătat că entropia unui sistem se poate calcula cu formula S egal cu K ori logaritm din W, unde K este constanta pe care azi o numim constanta lui Boltzmann, iar W este numărul microstărilor compatibile cu starea termodinamică a sistemului. Și datorită acestei formule, spunem uneori că entropia măsoară gradul de dezordine dintr-un sistem, cu sensul că o stare este cu atât mai ordonată, cu cât are mai puține microstări compatibile cu ea. Dacă doriți să știți mai multe despre entropie, vă rog să urmăriți cursul de termodinamică despre entropie, precum și videoclipurile din seria 5 minute despre.